Bună seara! Bine ați venit la Lumea Său BPC, ediția 90, da? Suntem la 10 ediții de centenar, aș putea spune, da? Vom vorbi despre promovarea unui eveniment prin campanii de BPC Marketing. Dar Cristi a vorbit despre target, despre public țintă, noi o să vorbim un pic mai mult, o să vorbim despre triburi, da? Prin campanii BPC poți să atingi triburi, nu doar public țintă, da? Ok, awareness, e foarte ok să facem awareness, este foarte bine să audă cât mai multă lume despre evenimentul nostru, dar în definitiv vrem să atingem triburile. Pentru că fiecare eveniment, da? Business to business sau business to consumer, o să vorbim despre două tipuri de evenimente, aceea strategie pentru două tipuri de evenimente, B2B și B2C, este foarte important să găsești triburile, da? Pentru că este un eveniment dedicat unui trib. Trebuie să-ți cunoști publicul care trebuie să vină la acel eveniment, ca mai apoi să targetezi prin campanii PPC. Nu doar campanii PPC, dar voi vorbi doar despre campanii PPC. Evident. Da? Foarte important din ce trip faci tu parte, iar tu ca organizator de evenimente, tu ca specialist de PPC marketing, trebuie să știi ce tripuri trebuie să ataci, ca să zic așa, ce tripuri trebuie să targetezi. Dragos meu este numele meu, pentru cei care nu mă cunosc. Fac parte din mai multe triburi, da? Primul trip este cel de PPC, evident, în această seară este tripul de PPC. După Lumea Său PPC, o să fac parte din tripul roșu de Nisec, da? Sunt fan vin roșu de Nisec. Fac parte din tripul SNSP, am terminat SNSP și facultate și master. Felicitări, o alegere foarte bună dacă știți colegul la SNSP, ai fost colegul meu la SNSP-a. Îmi place foarte mult politica, nu îmi place să fac politică, ci îmi place să analizez politicul social, nu social, da? Îmi place să analizez social și mișcările, mișcările socialului și sunt, poate neapărat freak, dar îmi plac foarte mult gadgeturile, da? Astea sunt triburile mele, triburile în care voi, ca marketer, mă puteți prinde pentru a veni la un posibil eveniment organizat de voi. Bun. Și vom vorbi astăzi despre două organizații, cum se spune la SNSPA, despre Evensis, despre care știți destul de multe, v-a zis și Cristi, nu are rost să mai repet ce a spus Cristi, și despre un alt client al nostru foarte drag, Oli Gang Shop, este numele său, este un site de fashion streetwear, da? Sunt haine un pic mai șui, să spunem, cum este tricoul acesta, da? Este tricou de la Oli Gang Shop, shoes și alte astfel de nebunii le găsiți aici, da? Ce au în comun cele două, da? Cele două organizații, Evensis și Oli Gang Shop, ambele organizează evenimente, dar nu orice tip de evenimente, ci evenimente pentru triburi. Da? Evensis organizează marketing B2B, digital marketing forum, smart web și așa mai departe. Oli Gang Shop organizează evenimentul Street Heroes. Noi am promovat ultimele două ediții Street Heroes, ultimele două evenimente Street Heroes. Da? Așadar, două organizații care practic n-ar avea nimic în comun, da? Singurul lucru care le leagă este faptul că organizează evenimente și nu orice tip de evenimente, ci evenimente pentru triburi. Bun, hai să vedem cum începe totul, cum promovăm aceste evenimente pentru triburile respective. Primul lucru pe care ar trebui să-l știți atunci când organizați un eveniment, ar trebui să vă știți tribul. Ok, care este persoana din tribul Oli Gang Shop, da? Care ar trebui să vină la evenimentul Street Heroes. Domnul acesta probabil că nu, da? Dar domnișoara se potrivește perfect evenimentului Street Heroes. Da? Pentru Evensis, care ar fi persoana potrivită din tribul care să vină la marketing B2B? Ok, probabil că o persoană cu cravată, cu cămașă, cu sacou. Da? Primul lucru, esențial să vă știți publicul țintă, spus un pic mai general, trib, spus un pic mai specific. Și după aceea, da, am vorbit de creativitate, să spunem, acum un pic, da? De acum deja nu mai vorbim de creativitate, așa cum a spus și Cristi, acum devenim analitici, da? Cum devenim analitici? Deschidem un Excel. Și ce facem în acel Excel? Nu am căpăt, da? Acesta este un gant, da? Când organizezi evenimentul,
evenimente, trebuie să ai tot timpul un calc, da? un Excel, da? În care îți adaugi evenimentele pe care vrei să le organizezi, da? Și armele de marketing pe care vrei să le folosești în diferite stagii ale acelui eveniment. Foarte important, da? Aici am căpat cam 3 sferturi dintr-un Gantt, da? Pentru un eveniment destul de micuț. Aici sunt practic armele, da? De marketing, de PPC marketing pe care le-am folosit și aici calendarul foarte important, nu calendarul evenimentului propriu-zis, ci calendarul promovării evenimentului respectiv. Bun. Și vorbim de calendar. Hai să vedem care ar fi etapele, da? Despre care vom vorbi acum și vom vorbi ce arme de PPC marketing vom folosi în promovarea unui eveniment. Prima etapă este cea de early bird, da? Cu bilete reduse, da? Pentru a atrage cât mai mulți tribali, cât mai mulți oameni din tribul tău. După aceea vine perioada de standard price, în care deja bazul făcut din early bird încerci să aduci și alți potențiali oameni din tribul tău. Foarte important, AMR, da? Scarcity, în ultimele zile înainte să înceapă evenimentul, au mai rămas 3 zile până la eveniment, cumpără-ți acum bilet în cazul în care nu ți-ai cumpărat până atunci. Bun, ziua evenimentului și post-eveniment. Deși aceste două ultime etape nu sunt promovate, nu li se oferă atenția necesară, din punctul meu de vedere sunt foarte importante și consider că ar trebui promovat evenimentul, inclusiv în ziua evenimentului și mai ales post-eveniment. Bun, acum haideți să luăm pe rând, să vorbim despre fiecare parte. Să vorbim despre Angry Bird, despre Early Bird, da? Vorbim despre prima etapă, etapa de Early Bird. Ce ar trebui să facem în această etapă? Care ar trebui să fie focusul nostru? Ar trebui să punem accent pe motivele pentru care ar trebui să vii la eveniment, da? Asta în primul rând, și să scoți în evidență prețul redus. Asta în principal pentru B2B, da? Contează foarte mult prețul acela tăiat, da? Super discount, 20% dacă îți cumperi bilete în perioada 11 aprilie, 18 mai, să spunem, da? Foarte important. Ce trip targetăm? Da? Care este publicul nostru? În primul rând, cei care au venit la ediția trecută, da? E clar, este tribul nostru, sunt cei care au venit, care sperăm că s-au simțit bine la eveniment, s-au învățat lucruri noi, dacă este vorba de un eveniment B2B. Și, în ultimul rând, public nou. Ok, a venit o parte din publicul tău, a venit la eveniment, dar sunt foarte mulți alții care nu au venit. Este bine să afle despre evenimentul tău și să-ți mărești așa și în acest mod să-ți mărești tribul. Care ar fi canalele de promovare? Bineînțeles, canalele de promovare de PPC, dar nu vorbim despre celelalte canale de promovare. Search Brand Protect, neapărat, esențial, în toate etapele, campanii de Brand Protect, campanii de display pentru a aduce vizitatori noi, pentru a aduce aderenți noi la tribul tău, campanii de search specifice, dar se poate inclusiv pe evenimente să faci campanii specifice de search, campanii pe YouTube, foarte important vizualul, da? Nu transmiți foarte mult într-un banner, nu transmiți foarte mult într-un anunț de tip text, pe cât poți să transmiți într-un video. Și în ultimul rând, Facebook Ads. Hai să le luăm pe rând. Campanii de Brand Protect. Sunt foarte multe evenimente cu nume englezești, englezisme, da? Vorbim de Street Heroes, vorbim de marketing B2B, vorbim de Digital Forum. Sunt foarte multe site-uri din afară care fie au acest domeniu de foarte mult timp, s-au optimizat, s-au indexat pe respectivele cuvinte, fie sunt site-uri de content care scriu despre acele keyword-uri și tocmai din acest motiv poate apărea, da? streetheroes.co.za poate apărea între primele rezultate. Eu, ca utilizator de internet nivel mediu sau submediu, eu nu cunosc foarte bine, nu-mi dau seama că acest site nu este românesc, da? Și poate intru pe streetheroes.co.za în loc să intru pe site-ul care mă interesează, către Street Heroes, sau în cazul acesta am promovat direct pagina evenimentului Street Heroes. În plus, de ce ar trebui să-ți faci o campanie de Brand Protect? Pentru că poți
poți controla foarte, foarte bine mesajul. Poți schimba instant mesajul pe care îl transmiți, da? Și poți transmite orice informație vrei tu în funcție de etapa de promovare în care ești cu evenimentul tău. Bun, am vorbit despre Brand Protect. Campanii de display, da? Nu facem o campanie de display broad, da? Alegem câteva interese, dăm drumul la campanie, ne afișăm peste tot. Categoric nu. Căutăm site-urile specifice. Sunt sigur că sunt foarte multe site-uri pe care putem găsi audiența marketing P2P și care au sloturi de AdSense. Sunt multe site-uri specifice, tribale, da? Pe care putem găsi audiența Street Heroes. Da? Ar trebui aici, de adevăr, este muncă de research, dar dacă faceți research, după aceea rezultatele vor fi mult, mult, mult mai bune. Da? Foarte important, dacă în această etapă, în această campanie display, vrem să aducem utilizatori noi pe site, să excludem audiența de remarketing, cei care au mai intrat pe site. Da? Pentru ei avem o campanie separată. Ce ne interesează pe noi este să aducem trafic nou pe site. Da? Bineînțeles, foarte important, din punctul nostru de vedere, capping, da? Să punem capping, o limitare de afișare, da? Pe campaniile de display și pe campaniile de remarketing, din două motive. Primul motiv ar fi că pentru un eveniment nu ai un buget limitat. Da? Nu ai un buget limitat, nu poți să fii pe tot internetul. Doi la mână, vrei să atingi cât mai mulți unici. Da? Obiectivul tău este ca un număr cât mai mare din publicul tău să vadă acel mesaj. Dacă ai un buget limitat, da? Și nu ai capping pe afișări, s-ar putea să se termine foarte repede bugetul și să atingi foarte puțin unici. Da? Contează foarte mult și vizibilitatea. Bineînțeles, mesaj diferit pentru fiecare campanie de display în parte. Da? Pentru unii poate răspund foarte bine la discount, pentru alții poate discount plus speaker sau discount plus trupă care vine la acel eveniment. Bun, search specific. Ați spune că n-ai cum să faci search pentru un eveniment. Pe ce cuvinte cheie putea să te promovezi pe un eveniment? Da? Hardcore, de exemplu. Da? Este un artist. Pentru Street Heroes, din nou, este acest exemplu. Cine caută hardcore? Câți dintre voi ați căutat hardcore în ultima lună? Ok. Cornel a căutat. Ok, încă o persoană. Avem două persoane pentru hardcore. Da? Avem doi potențial oameni, trei persoane. Iată, deja avem trei persoane. Da? Trei persoane care ar cumpăra probabil un bilet la Street Heroes, da? Pentru că au ascultă hardcore, da? În mesaj poți să-l spui că hardcore vine la Street Heroes, da? Ei nu știau până atunci că o să cânte la acest eveniment și astfel o să-și cumpere bilete. Ai spune, ok, dar hardcore versus ar fi un cuvânt bun? Da, de ce nu? Da, sunt fan, este micul trip sau marele trip al lui hardcore. Ar trebui să avem și aceste cuvinte cheie în campanie, da? Pentru o vizibilitate cât mai mare, suntem relevanți, da? Pentru că vorbim despre el în anunț și vom avea și pe pagina de destinație acest artist, așadar putem face campanii specifice. La fel și pentru evenimentele B2B. Da? La evenimentele B2B, evenimentele Evensys, vin foarte mulți lideri de opinie din digital, din turism și așa mai departe. Sunt persoane cunoscute în triburile lor, da? Sunt persoane căutate pe Google de către concurență, de către potențial clienți, furnizori și așa mai departe. Iar dacă văd că vine la evenimentul marketing B2B, să spunem, atunci poate și-a cumpărat bilet să vină să-l vadă, să-l asculte odată, să vină să socializeze cu el și așa mai departe. Da? De asemenea, pe teme. Este o altă campanie de search pe care ați putea să o faceți. Da? De exemplu, la campaniile B2B, da? Dacă este un eveniment de CSR. Da? Sunt foarte multe cuvinte legate de CSR, responsabilitate socială, corporatistă, dacă nu mă înșeală memoria. Foarte multe cuvinte din această paletă de familie lexicală care sunt căutate. Da? O persoană care este interesată de CSR poate ar vrea să vină la Green Conference, să zicem. Da? Deci sunt foarte multe nișe potențiale pe care le puteți
puteți accesa inclusiv prin campanii de search. Bun, și ajungem la YouTube Ads. Foarte important, da? Acum vorbim despre publicul care n-a mai venit la eveniment, da? Și ce ar trebui să-i transmitem în această perioadă, la început. Poate ar trebui să le spunem cât de tare a fost evenimentul trecut, da? Haideți să vă arăt un videoclip la care probabil potențialii oameni din acest trip, dacă mă ajută tehnologia. Ok, deci avem 3 minute de video, da, de la un eveniment Street Heroes, da? Oamenii din acest trip. Ok, premiere. Ok, cei care au mai fost la un eveniment Street Heroes, după ce văd un astfel de videoclip, bineînțeles că și-ar dori să vină din nou la următorul eveniment Street Heroes, da? Construiești din nou dorința de a merge la acest eveniment. Sunt sigur că dacă cineva vede acum un video promovat cu Electric Castle, de exemplu, cine a fost la Electric Castle, sau cu Felsenget, Seget și așa mai departe, Tomorrowland, da? Cei care au mers la Tomorrowland, dacă văd acel film, da? Cu siguranță s-ar renaște dorința de a merge din nou la eveniment și anul următor. Da? La fel pentru cei vizitatorii noi, pentru potențialii oameni din trip noi. Dacă văd acest eveniment și rezonează, pentru că e foarte important să faci o campanie specifică, nu să targetezi cum targetează Always, de exemplu, mă targetează pe mine cu noile tampoane de noapte, ghinion, pare rău, dar nu sunt neapărat în postura de consumator de Always. Dar poate și cumpărător. E diferit, dar nu cred că e o decizie de cumpărare. Asta e problema cea mai mare. Nu cred că eu sunt cel care ia decizia asupra produsului și brandului pe care îl cumpăr. Da? Probabil că sunt cel care plătește, se poate, dar nu neapărat sunt cel care ia și decizia. Ok, revenind, foarte important, specificitate, da? Dacă vreți să ajungeți vizitatori noi pe YouTube, da? Mergeți specific, căutați triburi, căutați canalele artiștilor, da? Targetați, nu știu, canalul Subcarpați, de exemplu, care au fost la o ediție trecută, da? Dragonul AK-47 și așa mai departe. Sunt foarte multe videoclipuri, da? Din nișa aceasta, din tribul acesta, pe care le puteți targeta pe YouTube. Bun. Și revenim, trecem mai departe, de fapt, la Facebook Ads. Pe Facebook puteți ajunge foarte ușor, targetând diverse interese, puteți ajunge la tribul vostru și puteți merge cu mesaje nișate. Așa cum spunea și Cristi, puteți folosi Custom Audience cu cei care au venit la edițiile trecute, să-i targetați pe respectivii oameni din acea bază de date și să-i invitați la o nouă ediție evenimentului. Și în plus, foarte important, trebuie să aveți mereu în vedere acest lucru,
să vă măriți tribul. Da? Tribul nu suntem noi, dar nu suntem doar cei care suntem prezenți în această seară. Tribul lumea SEO-PPC nu este format doar din oamenii care suntem prezenți în seara aceasta la eveniment. Sunt mulți alții care sunt acasă, care n-au putut veni din diverse motive. Sunt mulți oameni din tribul lumea SEO-PPC care nu trăiesc în București, dar ar vrea să vină la evenimentele lumea SEO-PPC. Așadar, gândiți-vă mereu pentru mereu la mărirea tribului vostru. Da? Și începeți o campanie de generare de like-uri. Bun. Am vorbit destul despre Early Bird. Acum trecem la etapa a doua, Standard Press. Să vedem ce facem aici, pe ce punem focus. Accent pe speaker, da? Și invitați la eveniment. Speaker, artiști, trupe, depinde de evenimentul pe care îl promovăm. Dar ei sunt locomotivele voastre, ei sunt cei care vă aduc oameni la eveniment. Da? Street Heroes nu ar fi un eveniment atât de mare dacă nu ar avea și artiști. Ok, există tripuri de biker, skater și așa mai departe, dar vin foarte mulți oameni și pentru artiști să vadă artiștii respectivi. Da? Bun. Tripurile pe care ar trebui să le targetați în această perioadă sunt cei care au intrat în contact cu site-ul până acum. Da? Ați adus public nou, da? Ați readus publicul, ați reactivat publicul mai vechi. Da? Acum ar trebui să vă jucați cu cei care au ajuns pe site. În plus, parteneriate media. Da? Vorbea Cristi de comunicatele de presă care nu sunt preluate. Ok, cele care sunt preluate, poate ați putea pune acolo un cod de marketing și puteți să retargeta audiența respectivă. În plus, parteneriate media nu înseamnă doar media tradițională online, înseamnă și blogger care scriu despre voi, fie scriu din pură pasiune, fie pentru, și poate pentru că sunt blogger invitați la acel eveniment, da? Ar putea pune și acolo un cod de marketing și ați putea targeta tribul acelui blogger, da? Pentru a-l aduce, tribul lui la evenimentul, tău. În plus, rețele de socializare, da? Și acolo puteți atrage utilizatori, plus traficul venit din bază, da? Din articolele scrise de blogger, din statusurile puse pe Facebook, share-uite și re-share-uite și așa mai departe. Bun. Care ar fi canalul de promovare pe care l-am folosit în această, etapă? Din nou, Brand Protect. Absolut în toate etapele trebuie să avem campanie de Brand Protect, pentru că putem oricând modifica mesajul. În plus, campanii de remarketing, campanii de display, da? Campanii de remarketing pe search. Nu se mai aude? Ar trebui să nu mai fumesc. Acum trebuie să stau cu microfonul foarte aproape, așa. Te rog, un pic mai tare. O idee mai tare. Se rezolvă. Perfect. Ok. Campanii video YouTube și campanii Facebook Ads. Perfect. Se aude perfect. Ok. Hai să vedem. Campania de search de Brand Protect. Foarte important aici. Puteți tot timpul modifica mesajul. Da? Așadar, profitați de acest lucru. Modificați în continuu mesajul. De exemplu, dacă aveți 16 speaker la eveniment, puteți face 16 anunțuri diferite cu fiecare speaker în parte. Da? Vine X la eveniment. Vino și tu. Înscrie-te acum. De asemenea, puteți comunica temele care se vor discuta la eveniment și așa mai departe. Bun. Campanii de remarketing, da? Campania de remarketing clasică, da? Pe GDN, cu banner, toți cei care au intrat pe site, plus puse alte condiții, depinde de site, poate eliminați pe cei care au făcut bounce, poate nu vă interesează acei utilizatori, depinde, este discutabil. Puteți targeta new visitors și așa mai departe, timp petrecut pe site, plus multe alte segmente de audiență. Cum spuneam, partenerii media, da? Site-urile partenere, pentru că aveți și niște site-uri partenere și puteți inclusiv de acolo lua anumită audiență, plus traficul social. Pentru toate acestea, campanii specifice de remarketing în care urmăriți utilizatorii, bineînțeles cu o limitare de afișare pentru fiecare banner în parte, astfel încât expunerea voastră să fie cât mai mare, da? Și bineînțeles să apară în mintea
potențialului om din tribul tău, faptul că tu ai acaparat tot internetul cu acel eveniment. Bun. Un alt tip de campanie de remarketing, campanie de remarketing pe search, aici puteți merge poate un pic mai general, da? Nu știu, muzică și alte tipuri de muzică, să zicem, le puteți targeta prin campanii de remarketing pe search pentru utilizatorii care au intrat deja pe site-ul vostru, da? Din nou YouTube, și aici puteți targeta utilizatorii. YouTube, dar nu YouTube clasic, da? Ci remarketing pe YouTube. Adică utilizatorii care au intrat pe site, îi puteți remarketa cu un videoclip pe YouTube. Ce puteți transmite în videoclipul acesta? De exemplu, am din nou de la Street Heroes, spuneam să punem accent pe invitați. Și nu găsesc cursor. Gata. Din păcate se aude foarte încet. Sanțez non-verbal, da? Ok. Dragonul AK-47 te invită la Street Heroes. Vă traduc eu ce s-a dat în acel videoclip. M-a aflat lucruri noi despre acest Perfect. Ok. Nu mai insistăm cu videoclipul, da? Ar fi avut poate un efect ceva mai mare dacă am fi avut și un audio ceva mai bun. Asta este foarte important, da? Faceți videouri scurte, acela e un video scurt, nu a costat foarte mult acel video, cred, nu? Ai avut nevoie de poate un telefon mobil, nu știu, telefon mobil sau cameră video, atât. Și, bineînțeles, artistul respectiv care a venit la tine în magazin și l-ai filmat 30 de secunde, a spus 2-3 vorbe despre State Heroes și astfel poți atinge un public foarte, foarte, foarte important care rezonează cu mesajul tău. Da? Foarte important să rezonezi cu mesajul tău. Te rog. Cine e de la Street Heroes? Că se întreabă lumea. Da. Mugur este de la Oli Gang Shop. Da? El este ownerul Oli Gang Shop. El este cultivatorul acestui trip. Da? Bun. Am vorbit despre YouTube, da? Cum facem o campanie de remarketing pe YouTube. Acum vorbim despre Facebook. Aici ar trebui să forțați un pic nota, da? Push the limits un pic. Știți utilizatorii respectivi, știți că am intrat pe site. Haideți să forțăm un pic nota și haideți să ne jucăm un pic cu mintea lui și să încercăm efectul de bandwagon. Nu știu câți dintre voi știți despre acest efect. Este un efect din marketing politic în principal. Totdeauna oamenii vor să fie în tabăra învingătorului, da? La toate sondajele de opinie, în ultimul tur, momentul respectiv când apar sondajele de opinie cu respectiv oare 51%, 52%, plus foarte mulți electorați, foarte mulți electori, nu știu, electori, votanți, așa, dar eu cu cine votez, da? Foarte mulți se schimbă în momentul respectiv și votează cu cel care este primul în sondaje. De ce? Pentru că toată lumea vrea să fie în tabăra învingătorilor, nimeni vrea să fie în tabăra învinșilor, da? Un mesaj, ceva de genul câteva locuri libere, folosești scarcity, da, mai sunt doar câteva locuri libere, toată lumea bună din piața de digital vine la Digital Marketing Forum. Grăbește-te și rezervă și tu un loc, da? Bineînțeles că vreau să fiu și eu cu lumea bună, da? Am intrat pe site, știu despre ce e vorba în eveniment, ok, am văzut speakerii, o să cumpăr bilet ca să fiu și eu alături de lumea bună la eveniment. Bun, și vorbim despre campanii de display, da? Pentru a atinge din nou un pic de public nou, însă atenție, publicul acesta nou, este foarte important cum îl atingeți, da? Căutați site unde stau 80% din publicul vostru țintă, da? Nu căutați expunere foarte mare, ci mai degrabă .okit, .lovit. De exemplu, acesta este un banner pentru marketing pe 2P, afișat pe New York Times, pe un articol cu România.
am targetare făcută pe România. Cei care au citit acest articol, da, sunt probabil, probabil sigur sunt români, da, citesc acest articol despre România. Este o targetare foarte, foarte profundă, da, mai este un articol despre startup-urile din România. Nu contează foarte mult numărul de click-uri pe care le iei, ci contează mai degrabă calitatea click-urilor pe care, pe care le obții. Bun, și din nou despre campanii pe Facebook, da? Acum nu mai vorbim despre remarketing, retargeting pe Facebook, ci despre campanii clasice de, de Facebook, audiență specifică, da? Poate custom audience, poate și interese în același timp. Și foarte mult mergi pe locomotive, da? Mergi pe oamenii care îți pot aduce, pe speakeri care îți pot aduce oameni la, la eveniment. Da? Costin Radu vorbește despre noile tendințe în, în digital marketing. Vino și tu la conferință. Da? Bun. Și ajungem în etapa a treia, etapa AMR-ului, da? Mai este un pic și începe evenimentul. Chiar să vedem pe ce punem focus în această perioadă. Accent pe scarcity și din nou pe efectul de bandwagon. Tipurile pe care le targetăm aici sunt cei care au intrat în contact cu site-ul până în această perioadă și nu s-au înscris la eveniment. Adică, excludem pe cei care s-au înscris la eveniment. O să vorbim mai încolo cum le mulțumim, da? Dar excludem pe aceștia. Foarte, foarte important. Bun. Care sunt garanții de promovare? Brand Protect, ca de obicei, și campanii de remarketing. Aici ne oprim doar la campanii de remarketing. Nu mai aducem utilizatori noi. Cei pe care i-am adus, deja știm că sunt, sunt teoretic vizitatori de calitate, vizitatori care putea intra în tribul nostru și îi remarketăm pe ei. Cum îi remarketăm? GDN, da? Cu banere specifice. Au mai rămas 10 zile până la Smart Web, 3 zile până la e-travel conference. Mergem pe efectul de scarcity în acest, în acest punct. Campanii de RLSA, din nou, pe cuvinte ceva mai generale, campanii de marketing pe search. De asemenea, Facebook, da? Scarcity și bandwagon. Scarcity au mai rămas doar 3 zile, da? Bandwagon, deja 40 de oameni vin la acest eveniment, da? Din acești 40 de oameni, foarte mult probabil că sunt prieteni de ai tăi, da? Este important să, să rezonezi, da? Cu mesajul și cu faptul că oameni, din oameni la fel ca tine, prieteni de ai tăi, oameni din acel trip, vin la acest, la acest eveniment. Bun, și ajungem la ziua evenimentului, o zi importantă. Și asta este poza de la Digital Marketing Forum, de acum, de anul acesta. Focus. Pe ce punem focus? Pe informații utile și pe live streaming, pentru două tipuri de public. Pentru publicul care este aici, la acest eveniment, și pentru publicul care este acasă și este interesat de acest eveniment. Da, informațiile utile pentru cei care vin și live streaming pentru cei care sunt acasă. Da? Triburile, așa cum v-am spus, cei care vin și cei care, care sunt acasă, din motive, spun eu, obiective. Care sunt canale de promovare? Bineînțeles, campania de Brand Protect, Facebook Ads și, și remarketing. Pentru campania de Brand Protect ar trebui să avem două audiențe diferite, remarketing, Brand Protect, una pentru cei care sunt la eveniment, iar ca pagina de destinație ar trebui să fie pagina de contact, poate pentru că nu știu exact unde este evenimentul, care este locația evenimentului, nu știu la cât începe evenimentul, deci în prima parte a zilei este indicat să avem o astfel de, de pagină, poate în partea a doua zile pagina de speaker, ar fi o, o pagină indicată, iar pentru cei care pentru cei care nu au venit la eveniment, informații live, da? Către pagina unde găsesc un streaming sau găsesc un tweet wall, da? Cu informații de la, de la acel eveniment. Bun. Facebook Ads, ce facem pe Facebook Ads? Reminder pentru cei care vin la eveniment, da? Promovarea statusului cu invitații, da? Și live streaming pentru cei care nu vin la eveniment. Cum putem ști care sunt cei care vin, cei care nu vin, da? Cei care vin sunt cei care au ajuns pe pagina de mulțumesc, care au completat formularul, iar cei care nu vin sunt cei care au intrat pe site, dar nu au ajuns pe pagina de mulțumesc, da? Avem aceste două audiențe separate. Campanii de remarketing, din nou, reminder și promovarea paginii de live streaming pentru cei care nu s-au înscris la eveniment. Și ajungem la ultima parte, da? Post-eveniment. Ok, s-a terminat evenimentul, a fost un eveniment de un real succes, dar s-a terminat promovarea. Nu, ar trebui să continuăm promovarea pentru câteva zile, da?
focusul ar trebui să fie pe ce au pierdut cei care n-au venit și cât de tare a fost pentru cei care au venit la eveniment. Care este tribul nostru? Aici, doar aici, sunt toți. Da? Toți cei care au intrat pe site sunt oameni din tribul nostru. Pentru că am avut până acum 4 pași, 4 etape în care am avut campanii foarte, foarte specifice și am adus doar utilizatorii pur. Campania de promovare, remarketing și YouTube, da? În campania de remarketing, mesaje de mulțumire pentru cei care au venit, cei care au pe pagina de mulțumesc, îți mulțumim că ai venit la evenimentul nostru, te așteptăm și anul viitor. Follow-up de prezentări din nou pentru cei care au venit la eveniment, da? Canvassing de adrese de mail pentru cei care au venit la eveniment, da? Follow-up de prezentări poți face și pentru cei care nu au ajuns la eveniment, să vadă și prezentările dacă ai o pagină dedicată după eveniment unde postezi toate cele prezentări. Iar pe YouTube, bineînțeles, promovează-ți filmul evenimentului, da? Îți face un film de prezentare post-eveniment, promovează-l după aceea pe YouTube ca să afle cei care n-au fost cât de tare a fost evenimentul tău. Bun. Iar dacă faci toți acești 5 pași, anul viitor, cu siguranță, vei avea un eveniment cu casa închisă. Mulțumesc! Acesta este tricul meu. Vreau să întreb vis-a-vis de Kant, eu nu știu dacă aș mai adăuga încă una atunci când nu ai evenimentul lansat. Aș adăuga o etapă de testare a mesajului și a brandului atunci când vrei să testezi, când vrei să faci un eveniment nou. Poate ar trebui să faci un micro-eveniment mai degrabă. Testezi mesaje, dar dacă nu ai un eveniment, nu ai reacția pe care ți-o dorești. Poți face un micro-eveniment între evenimentul mare, da? Și... De exemplu, am lansat evenimentul respectiv de marketing și am simțit că anumite persoane care au venit nu au înțeles exact conceptul și m-am gândit că ar trimis campanie de PPC care să înțeleg și ce caută lumea și care să... Ok, poți să faci și o campanie de educare mai degrabă, da? Nu o campanie de vânzare, o campanie de educare. Deci, cu 6 post-eveniment, da? Post-eveniment. Alte întrebări? Te rog să pentru un eveniment limitat, de ce... Ai două de loc. Ok. Și nu ai buget tot, ai buget mare. De ce canal te-ai exact cel mai mult? Ok, primul rând pe remarketing m-aș baza și remarketing adus din diferite surse de trafic, da? Probabil că am campanie de direct marketing, da? Direct mailing, da? Aduc trafic pe site, în plus probabil că am deja construit o anumită comunitate, targetez respectiva comunitate prin campanii de remarketing. Remarketing nu doar pe GDN, da? Remarketing inclusiv pe Facebook, inclusiv pe YouTube, inclusiv remarketing pe search. Da? Ok. Alte întrebări? Te rog, Mihai. Sau Jaroș? Îmi plac foarte mult aici așa. Mulțumesc. Și mie. Uite, pentru etapa a treia, etapa de AMR, ar avea sens să facem o campanie pentru cei care deja și-au luat bilet? Și campanie de reminder poate să fie. Da. Nu uita de eveniment. Vino la eveniment. Scopul ca acea persoană care și-a luat deja bilet să dea un share, să încearcă... Poate să fie upsell, dar de regulă o persoană care vine la eveniment își mai aduce o persoană cu o persoană, două persoane pe lângă. Depinde, dacă și-a luat bilet gen 6 luni înainte, eu știu ce eveniment atunci fost vorba. Și între timp poate să fie de reactivare, depinde de eveniment. Ok, dacă vorbim de Tomorrowland, da? Aici lucrurile poate sta un pic diferit dacă îți cumperi biletul foarte mult timp înainte. Vorbim de evenimente punctuale, cum sunt cele de la Evensis, da? Sau cele de la Street Heroes, poți să reactivezi audiența. Street Heroes are loc de 2 ori pe an, dată vara, odată iarna, da? Poți să reactivezi la jumătate. Scuze, care e dreptate la chestia asta, pentru că știu că, de exemplu, toate biletele de avion când se vând, vinzi biletele 2 luni înainte foarte ieftin, după care, prin faptul că
poate mai vrei să mai coopteze alți prieteni care se arăt și vor și în aceeași perioadă cu tine, ei își cumpără în perioada de maxim preț. Dar ce este standard price și early bird? Și ei. Da, dar la early bird aduci publicul principal, dar aduci liderii de opinie, să spunem, da? Cei care au mai mult sau mai puțin, conectorii, da. Să spunem conectorii din diferite grupuri, urmând ca standard price să cumperi după aceea și prietenii conectorilor, da? Comunicare în trei pași, se poate și asta. La evenimente B2B, de exemplu, deși întâi află unul de la PR și apoi după aia află directorul de companie. Și atunci e foarte important, pentru că banii nu sunt la omul de PR. Omul de PR abia își cumpără pantofi, nu are bani de... Adică, de un om important care îl targetezi, ar putea să află un pic mai puțin. Depinde de buget. Dacă ai buget, poți să targetezi directorul de achiziție sau CEO, founder-ul și pe LinkedIn. Poți să ai și o campanie LinkedIn. N-am vorbit în prezentare despre campanii pe LinkedIn. Dar avem un de la PR care comunică imediat. Se omului situația și își poate cumpăra la preț redus pentru oricine, pentru toată firma la care nevoie. Deci n-ar fi, n-ar fi nevoie. Aveți o variantă de preț redus. Odată ce am intrat în campanie, da, pe ultima 100 de metri, mai aduci încă un prieten, îți oferim, nu știu, al doilea bilet gratis, al cincelea. Ca idee, aceasta este strategia minimalistă pentru promovarea unui eveniment, da? Pot fi strategii mult mai complexe pentru promovarea unui eveniment, contează, sunt particularități de la eveniment la eveniment, dar din păcate cred că Valentin o să mă scurpă să-mi tragă ușor acum, da? Ok, la finalul prezentării, da, o să mai fiu aici, puteți mai puneți multe, multe alte întrebări despre cum poți să promovezi un eveniment pe PC. Vă mulțumesc și cer scuze că v-am citat. Eu vă reamintesc că avem două premii.